Bună ziua, bună seara, bună dimineața, bine v-am găsit și v-am regăsit. Bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Reția Clar, Viziune, Citire pe Foaie. Vă mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, deși ultimele au fost oprite și nu știu de unde, cum și în ce fel, dar nici nu mă mai interesează. Eu vă doresc să aveți un nou început de săptămână minunat. Și cum îmi place mie să spun, plin cu soare, de soare și de lumină și de pace în suflet și bineînțeles, nu în ultimul rând, prosper. Da? Astăzi vom face citirea în cărți pentru dame, pentru următoarele 48 de ore, să vedem un pic cum începe săptămâna. Vom începe cu dama de top, ați văzut, cărțile sunt deja amestecate. Cum au ieșit damele, așa le-am pus. Mi-e greu să scriu minutele, sincer să vă spun, nu am timp. Eu îi mulțumesc doamnei care le pune mereu. Ce să zic, nu mai am și această răbdare. Bun, haideți să vedem, să începem cu damele de tobă pentru următoarele 48 de ore. Cu damele de roșu, pardon. Mă scuzați, dama de roșu. Nu știu ce a fost la dumneavoastră în weekend. Însă, pe de o parte, vreau să spun că ați avut niște discuții proaste cu o gașcă de femei sau cu cel puțin două femei, ați avut discuții. Aceste lacrimi vor persista și în următoarele 48 de ore, că sunt vorbe mai puțin bune, proaste, că v-ați supărat, ați avut ați avut niște discuții care v-au supărat un pic. Eu zic părerea mea, în următoarele 48 de ore să vă retrageți un pic și chiar din ce în ce mai mult. Iar persoanele cu care ați avut de-a face în weekend, deci mă refer la doamnele de roșu, brunețelele cu ochii căprui sau cu ochii negri, căprui închis, dar cu piele albă, încet, încet să se deparaseze de aceste persoane sau pur și simplu să vorbiți numai când se cere sau în sensul când este nevoie, da? Când se impune. Asta odată. Pe de altă parte, aveți un pic de întârziere pe o problemă de rezolvat cu o femeie care este de la drum, de tobă sau pur și simplu se poate măslui cartea, poate fi și de verde, toba poate fi verde sau viceversa câteodată și aici se poate măslui cartea pentru că o simt că este persoană cu putere sau cu o oarecare funcție. Însă nu neapărat o avocată și aici aveți întârziere pe o problemă dumneavoastră care o aveți de rezolvat. Această damă de tobă face drumuri multe scurte sau este de la drum? În următoarele 48 de ore veți sta relativ bine, doamnele de roșu, cu sănătatea. Și veți avea o realizare cu un bărbat de tobă. Un bărbat de tobă care vă ajută să vă rezolvați o problemă. Poate fi și pe dragoste, să vină cineva și să vă bucure, dar poate fi și o rezolvare. Chiar dacă au căzut aceste două cărți cu bărbatul de tobă, asta nu înseamnă neapărat că aveți dragoste. Unele puteți avea dragoste, iar unele puteți
rezolva o anumită problemă, dar este altă problemă decât cu dama de tobă, da? Aici mai mult pot spune că ar fi ori pe sănătate primiți o veste bună, ori vă faceți ceva, căzând așternutul, mă gândesc că vă faceți ceva la casă sau despre casă sau mai avansați în anumite situații. Însă vă spun că în următoarele 48 de ore veți fi totuși dezamăgită de o situație în relația cu o femeie care nu se mai rezolvă, da? Sau care se tărăganează. Pe dragoste, cele care sunt în relație și căsătorite, e destul de bună aspectată cartea. În schimb, cei care aveți și copii și mai ales o fată, va ține în următoarele zile un blocaj sau o supărare din cauza unui băiat brunet, dacă este majoră, dacă este minoră, probabil se va simți un pic mai rău, adică dacă este mică, până în 10 ani, 11 ani, 12 ani. Energiile tinere nu sunt bine aspectate pe dragoste în următoarele 48 de ore. În schimb, sunteți bine aspectați într-o oarecare măsură pe servici. Aveți promisiuni, iar unii chiar își vor rezolva niște probleme. Luni și marți nu pot să spun damelor de roșu că vă intră cine știe ce bani în casă, dar puteți avea noroc de un dar mic. Bun, acum să scoatem, pentru că tot a sărit o lamelă din tarotul acesta minunat. Pentru cele care sunteți singure, singure, majoritatea țineți un drum, aveți drumurile deschise, veți pleca la drum, mai ales cele care sunteți cu inițiala de C sau mergeți la cineva cu inițiala de C, care este de C, care este de ghindă. Și un pic mai mult de a face cu cineva din zodia Leu și cam atât aici. Bun, cele care sunteți pe dragoste, care aveți un iubit, un partener, o relație serioasă, nu știu, văd că luați atitudine, unul din voi doi până la urmă. Și în 4 zile veți întreprinde ceva, sunteți într-un impas, nu într-un impas de, nu e vorba de despărțire aici, este vorba de ceva, un pic v-a săturat o anumită situație, ceva vă plictisește, nu mai puteți, nu mai suportați, dar dacă dumneavoastră veniți și luați atitudine, partenerul, soțul, iubitul, văd că începe să un pic să o ia pe drumul corect dintr-o anumită situație pe care o aveți în casă și aveți norocul ca în 4 puncte să se rezolve această mic dezacord în relația dumneavoastră. Doar că într-adevăr, văd că de la dumneavoastră trebuie să pornească acest lucru, să împingeți un pic lucrurile de la spate sau chiar pe dânsul, pur și simplu. Da? Și cei care au anumite probleme în familie și care aveți parteneri cu nume sau prenume cu inițiala de, da, se poate rezolva această situație. Deci am scos pe dragoste, probabil că unii sunteți un pic amărâți, dar nu, trebuie să faceți ceva, să ieșiți afară, să vorbiți, să comunicați, să, nu știu, să vă mai plimbați, să ieșiți în parc, să faceți ceva, să schimbați energiile alea din casă. Bun,
pe servici, pe job. Veți avea profit. Veți avea profit de amele de roșu, mai ales cele cu inițiala de ce, vă vin bani, da, nume sau prenume. Foarte multe inițiale de ce aici, vă vin bani sau vă veți găsi de muncă. Da? Și din nou mi-a apărut acea persoană de tobă care vă spuneam mai devreme, cât cineva de tobă vă sprijină o parte bărbătească. Deja au căzut banii, am dat pe job și au căzut banii, dar totuși mai trag una pe partea materială. Mulți așteptați să vă vină în urma unui proces niște bani sau să câștigați ceva. Vă spun că în aceste 48 de ore nu prea aveți șanse cu procesele, nici de dat poate la avocați, dar de câștigat acum nu. Nu văd bani sau vreun câștig, dar pe acest proces vă poate ajuta și o inițială cu litera K sau un bărbat de stat de verde sau poate nu-i de stat, dar are ochii verzi sau albaștri și pe sănătate, damele de roșu, v-a căzut lumea, este foarte frumoasă această carte. În viitor veți sta mult mai bine cu sănătatea, iar eu zic că până pe 21 august cele care aveți o oarecare problemă de ceva veți scăpa, poate nu de toate, cele care sunteți mai cu mai multe probleme mici, mă refer, probabil că nu veți scăpa de toate până pe 21 august, dar lucrurile merg mai bine, să vă fie de bine, domnule de roșu, una peste alta, ca și concluzie. Nu este o carte rea, doar că vă urmăresc niște discuții din weekend sau niște supărări. Următoarea damă este dama de verde, indiferent cum, cu ochii verzi sau albaștri, indiferent de lucrați sau ce faceți, da? Cărțile sunt deja amestecate, le-am mai amestecat un pic așa pentru dumneavoastră. Dama de verde vine de la drum lung, cu mare bucurie, cu realizări, s-a bucurat, probabil acesta este un concediu pe care l-ați făcut, chiar și cu copiii sau cu o parte mai tânără decât dumneavoastră, ați cheltuit mulți bani, de asta zic că ați venit de la drum și din concediu, pentru că aveți și paguba de bani aici, dar nu este o pagubă urâtă, e ca și cum ați pierdut ceva. Deci, multe dintre noastre ați venit de la drum cu copiii, bani mulți cheltuiți, acum și un pic de oboseală. Altele dintre dumneavoastră puteți pleca la un drum lung cu copiii și aveți grijă la bani ca să nu vă întoarceți plaite, cum spune neamțul, adică fără niciun ban. Altele dintre dumneavoastră chiar veți da bani pentru sănătate, aveți ceva de reglat în 3 săptămâni maxim. Bine, eu dau pentru 48 de ore acum, dar îmi cade că veți da bani pentru sănătate în următoarele 3 săptămâni, dar nu este o boală de care să nu scăpați, nu vă mai faceți griji, s-a tăiat cartea în 3, deci este foarte bine, chiar dacă sunteți un pic acum în dubii, vă veți reveni. Cele care sunteți energii mature și aveți iubiți măcar mai mici decât dumneavoastră, măcar cu o zi, primiți vești, vorbiți mult, probabil că pe aceste site-uri de socializare sau la telefon sau în orice caz vorbiți mult. Altele care aveți copii și au examene, vor lua în final examenele, dar destul de greu în următoarele 3 săptămâni, e ceva aici care nu, adică știți cum văd, unii chiar vor lua, mă refer la master acum pentru că am cade ceva mai înălțător, de exemplu dacă au master de dat, unii chiar vor lua, dar unii, nu știu, parcă cad că văd și note mari, adică o să ia 9 70 și se pomenesc că nu iau examenul. Deci ceva de genul se întâmplă aici în următoarele zile.
cele care, unele dintre dumneavoastră și destul de multe, sunteți chiar singure și nu aveți chef de nimic în următoarele 48 de ore, mă și refer ca și, nu știu, vreo relație sau ceva, nu vă prea gândiți, că vă gândiți foarte mult la acte, la bani, la realizări, la problemele de acasă și din casă, iar cele care sunteți căsătorite, în următoarele 48 de ore nu e nici bine, nici rău, nici așa. Deci, energiile sunt, să zic, balanță. Deci, nu e nimic distrugător, nu e nimic urât, nu ca despărțit, da? Și acum să tragem la mea pentru dragoste, pentru absolut toate damele de verde cu ochii verzi sau albaștri care nu au niciun fel de partener și care își doresc, da? Veți avea o satisfacție. Ori vorbiți cu o persoană cu litera A, în nume sau prenume, sau veți cunoaște pe cineva cu litera A, veți avea o oarecare satisfacție, dar nu este de viitor, nu veți rămâne cu el. Bărbatul va trebui să fie de tobă. Bun, pentru cele doamnele de verde care sunt căsătorite și au un partener sau cu cineva, se va lua o hotărâre, se va face o dreptate, veți pune punctul pe i, exact cum vă spuneam un pic mai devreme, nu cad lucruri rele, dar nici proaste, dar nici bune undeva. Văd că sunteți pe silence și căutați să așteptați momentul oportun când să vă puneți amprenta. Însă dacă doriți să intrați într-o ordine și într-o regularitate cu partenerul dumneavoastră, v-aș sfătui ca pe 8 august să faceți acest lucru, pentru că este ziua dumneavoastră norocoasă sau pe 26. Sau pe 26. Nici nu mai știu încă suntem astăzi, în 24, da, deci faceți pe 26 sau pe 8 august, da? Mai așteptați un pic, nu o luați razna, pentru că lucrurile vor sta în favoarea dumneavoastră. Vreau să văd pe job cum o să vă meargă în următoarele zile. Aveți putere, veți fi un maestru. Veți fi superbi cei care munciți și mergeți la lucru, chiar veți triumfa, sunteți foarte buni în ceea ce faceți și toată lumea este fericită. Cei care nu au de lucru, veți avea o mare putere să o luați de la capăt și chiar sunteți foarte conștiincioși în a vă căuta un loc de muncă și cu siguranță aveți toate șansele în săptămâna ce urmează să aveți parte de unul. Pe bani, pe partea materială, veți recupera ceva ce ați pierdut sau Universul vă va da din altă parte ceea ce ați pierdut. Unii dintre dumneavoastră care mă priviți sunt catolici și chiar v-aș ruga cumva să țineți cont de data de 5, catolicii, de data de 5 sau orice dă în 5 pentru următoarea perioadă. Unii dintre dumneavoastră veți primi moșteniri sau vă veți regla lucrurile în familie sau de la părinți. Însă probabil că nu luni sau marți neapărat, sau în următoarele 48 de ore, astăzi sau mâine, pur și simplu în următoarea perioadă veți primi moștenirea la care râvniți de mult timp, da? Și foarte mult o persoană de roșu are un rol important aici și pentru sănătate. Vedeți, vă trimite din nou să căutați, să vă căutați. Odată să mergeți la doctor, să vă căutați de acolo unde nu vă simțiți neapărat foarte bine. Și doi, pentru cei care au mai fost la doctor și nu vi s-a dat de cap cum ar fi sau nu știți exact ce aveți, e bine să mai încercați și alți doctori. Numărul norocos este 10 sau chiar 1, cu o persoană brunetă cu ochii negri de ghindă.
Deci unul este un nou început. Vă rog frumos să începeți să mai chiar da, să mai încercați, da? Să încercați să vă faceți bine, că veți reuși. Aveți un nou început pe sănătate aici pentru dama de verde. Dama de ghindă, brunetele cu ochii negri, cu pielea măslinie, da? Îmi vine să zâmbesc, să mă amuz cu pielea măslinie, da, sunt damele cu pielea măslinie, cele care nu se roșesc la soare, ci se înnegresc. Deci pentru damele de ghindă, brunete cu ochii negri, în următoarele 48 de ore. Și voi ați venit multe de la drum, ați fost plecate, veniți din afara casei, aveți realizări, poate nu luni, marți, în următoarele 48 de ore, dar în 3 zile, săptămâna asta, ceea ce gândiți se poate întâmpla, chiar să rezolvați. Nu aveți chef de nimeni și de nimic, uitați ce masă aveți, sunteți, deci cred că 80% sunteți singure. Ați venit de la drum sau plecați la drum singure sau ați fost, v-ați simțit singure la un drum sau vă veți simți singure. Dar ce îmi place, că în următoarele 48 de ore, cel puțin, sunteți foarte axată pe voi, vă gândiți numai la dumneavoastră, la interesul propriu și nu vă mai interesează ce este în jurul dumneavoastră sau lângă dumneavoastră. Vă veți simți bine, indiferent de situație. Luni și marți veți trage niște sfori care va mai dura un pic, maxim o săptămână, pentru că mi-au căzut 3 ași și vă veți rezolva măcar o anumită problemă din tot ce aveți. Energia este una bună. Nu văd să aveți lucruri majore sau probleme de sănătate sau altfel de lucruri. Cele care sunteți căsătorite sau cu un partener în familie, oricum vă simt un pic, poate și energetic, dar chiar și fizic mai singure, asta nu înseamnă că sunteți părăsite sau vă va părăsi, pur și simplu ori Domnul este mult pe drumuri, ori dumneavoastră și atunci vă vedeți mai rar sau mai puțin sau mai greu, da? Bun, acum vom scoate... Și cu sănătatea sunteți bine, da? Vom scoate pe dragoste pentru cele care sunteți singure și vă doriți o relație. Vă cade un beneficiu, da? Din partea unui partener sau în viitor veți avea noroc, mai ales cu sumă cu 4, da? Și un bărbat și atent cu ochii căprui vă cade în viitor și o sumă de... bani, 4.000 de euro, văd ceva mai mult în orice caz, da? De la damele de ghindă, care sunt mai mult singure, dar totuși cineva vine. Deci energetic, sufletește, sunteți singure, dar partenerii există dacă îi doriți, aveți de unde. Pentru cele care sunt căsătorite sau trăiesc în casă cu un partener, v-a căzut soarele extraordinar de bine pe partea masculină, la dama de ghindă, da? Bucurii în casă, iar până pe 19 o să aveți o relație foarte frumoasă. Nu zic că după nu, doar că va fi foarte multă armonie, claritate în tot ce doriți și ce vreți să faceți și nu aveți probleme. Următoarea carte va fi pentru job. Pentru o muncă aveți speranță, cele de ghindă care nu aveți servicii, aveți o speranță și totuși știință, cred că în 7 săptămâni vă veți găsi un serviciu, dar trebuie să vorbiți cu un domn sau cu o doamnă de stat, de verde, care să vă vină în ajutor, trebuie neapărat să cereți ajutorul, da? Iar altele în 7 puncte vă hotărâți ce să faceți, să ieșiți sau nu, la pensie sau se dă un decret sau veți avea o bucurie în orice caz pe servicii, mai ales cele care și munciți sau vă veți găsi un serviciu mult mai bun. Pe partea materială, foarte multă muncă, dar vă vin și bani, da? Vă vin bani din toate părțile, nu numai de la muncă, aveți noroc de bani, v-a căzut cifra 8 și multă muncă, dar vă vin bani, da?
Deci, chiar și cei care aveți sau nu de muncă, ceva faceți, că vin bani și din alte părți, nu numai de la servici, și atunci veți avea noroc de bani cât un pic fiecare, ca să zic așa. Pe sănătate, aveți grijă, cade foarte bine pe sănătate, dar cei care sunt asistenți doctori, care vă uitați sau aveți grijă de cineva, încercați să nu mai profitați de acea persoană, lăsați universul să vă răsplătească. Pe sănătate stați bine, nu este o problemă și aveți mare noroc cu cineva cu litera C, deci inițiala de ce, nume sau prenume, dar văd mai mult aici, nu neapărat o boală, ci damele de ghintă. Dacă aveți grijă de cineva, încercați să nu profitați, pentru că văd că aveți profit pe sănătate. Ori faceți afaceri, nu știu, vindeți niște pirimidone în colț de stradă, da? Ca să zic așa. Da, da, e treaba voastră, nu mă interesează. V-a căzut foarte bine damei de ghindă, i-a căzut foarte bine. Și acum, ultima și cea din tic, cum s-ar spune, deci este dama de tobă, damele de tobă. Pentru damele de tobă în următoarele 48 de ore. Sunteți și dumneavoastră un pic supărate, un pic un pic dezgustate de o situație, da, care cred că deja s-a întâmplat și ați rămas un pic dezgustată și nu mai aveți chef de nimic în următoarele 48 de ore. Dacă v-am spus că sunteți dezgustată. Deci, în primul rând, unele dintre dumneavoastră trebuie să se ferească să nu răciți, da? Pe de altă parte, ați fost un pic supărate și dați la spate, o să vă retrageți din acea situație încet, încet. Astea nu sunt lacrimi sau necaz, da? Ce cade aici? Asta este, eu pun fiecare... Eu simt altfel să le citesc, așa că stați liniștite, este vorba doar de o situație care a trecut, dar v-a rămas pe creier un pic. Și cineva mai tânăr de roșu ca dumneavoastră vă dă veste, sunteți un pic supărată pentru că ați așteptat din partea acestui bărbat de roșu, care e măcar cu o zi mai mic decât dumneavoastră, ați așteptat altceva și a întârziat sau nu a fost așa cum ați dorit dumneavoastră, nu ați fost cu el, este o cunoștință relativ nouă, chiar dacă vorbiți de 3 luni sau n-ați avut nimic cu el și se pare că nu o să prea stați la discuții pentru că trageți linie, vă văd cum trageți linie, cred că nu, nu. Pe voi acum, în continuare, vă preocupă, nu știu, cele care aveți copii, aveți o situație mai grea și apăsătoare încă. Unele dintre dumneavoastră aveți o mamă sau o soacră care este bolnavă și vă e frică să nu se îmbolnăvească și mai rău. Vă vine câteodată să plângeți și nu știți de ce, aveți așa o stare nervoasă sau probabil se va întâmpla chestia asta în următoarele 48 de ore. Haideți să vă spun, cartea nu este... rea, deși, cum spun și prietenele mele, ci că, băi, dar sunt toți șeptarii și numai necazul și lacrimile și nu e o carte rea, da, mie așa îmi place să spun, nu, nu este o carte rea, este starea dumneavoastră nervoasă și agitația în care sunteți pentru problemele care le aveți rezolvat și probabil că claritate în următoarele 48 de ore nu va fi, dar uitați ce urmează. Chiar dacă e cu întârziere, nu contează. Aici starea asta proastă, mai mult din cauza unei mame, unei fete, dacă aveți, tind să cred un pic pe sănătate și dumneavoastră sunteți un pic sensibilă, bănuții vin, dar sunt puțini, sunteți nervoasă că vă enervează alții, și vin energii din afară, factori externi pe care, bineînțeles, nu îi putem controla și mai mult din această cauză veți fi un pic întoarsă la dama de tobă în următoarele 48 de ore, care sunteți căsătorite și în casă, mă scuzați, cu un bărbat de tobă, sau poate să se măzlească cartea, să fie de roșu.
este și el supărat, nu ies niște lucruri sau este bolnav, dacă e o energie mai în vârstă, cele singure din nou nemulțumite și nu vă mulțumiți cu puțin și ce să facem, da, nu vă mulțumiți cu puțin și dați la spate, v-am spus, trageți linie, iar multe sunteți puse tot din nou, îmi cad acte și probleme de rezolvat. Cele care sunteți singure, chiar va veni cineva, nu știu de unde, nu mai zic de la drum de graniță, că nu vreau să vă bag tâmpenii în cap. Ideea este că de venit vine, da? Este pe drum, poate fi și de la drum sau poate fi din alt oraș, dar cade cineva cu inițiala de C foarte pregnant și poate fi de roșu și vă caută cineva în final. Cele singure, 100% vă veți întâlni cu cineva, veți vorbi, veți face ceva, da? Bun, următoarele, dama de tobă care are căsătorie, acte, sunteți foarte puternice cu bărbații noastre din casă, cu domnii cu care sunteți în relație, țineți bine de tot, mai ales cele care aveți bărbați brunesc cu ochii negri de ghindă, de aici țineți foarte strânși. Iar pe data de 7 august veți avea o bucurie, cele care sunteți căsătorite sau în relație și stați cu dânsii în casă, pe job, muncă, ia uite, foarte multă muncă, munciți mult, da, dar să știți că vor veni și bani în următoarea perioadă, mai ales în luna august, vor veni bani și bani așteptați sau bani din afaceri pe care le-ați așteptat și nu au ieșit până acum. Și nu știți, da, la bani să știți că nu o să știți ce o să faceți cu ei. O să vă, eu zic să, apropo de bani, ca să vă dau un pont tuturora, cele care mai ascultă, că poate numai aici mai e doar dama de tobă care ascultă acum, dar ca să vă spun un lucru, banii când se iau, întotdeauna se țin măcar 24 de ore în casă, indiferent dacă ați putea să nu cheltuiți nimic din banii care îi luați, ar fi perfect. Trebuie să-i țineți după o zi pe alta în casă și să luați din ei, în funcție de sumă, 1 leu, 10 lei, 100 de lei și să-i ascundeți din acei bani. Acei bani mereu aduc alții după ei, dar foarte important este că atunci când luați bani să nu mergeți direct la mall sau direct în magazin și să cheltuiți din ei, da? Bun, și asta spun că vă vin bani, o să cheltuiți și sumă cu doi destul de măricică și nu o să mai știți ce să faceți cu ei, pe unde să-i împărțiți și chiar dacă aveți datorii sau facturi sau mai știu ce, eu zic să-i mai păstrați un pic până îi cheltuiți. Și pe sănătatea ei și soarele foarte frumos, bine că suntem sănătoase, că de nervoase nu ducem lipsă și de agresivitate în următoarele zile, ne supără lumea. Eu vă mulțumesc frumos că m-ați vizionat, vă iubesc, vă îmbrățișez, mulțumesc frumos pentru tot, pentru like-uri, pentru comentarii, pentru tot, pentru că stați cu mine în fiecare zi, mă ascultați. Și unele chiar mă ascultă dintre dumneavoastră și să vă dea Dumnezeu să nu mai aveți nicio problemă în viața asta, să nu știți ce înseamnă lipsa de apă și de pâine. Să aveți o zi bună, la revedere!